Crucea lui Hristos nu este un eveniment al trecutului. Nu este un loc doar care l-ai întâlnit sau ai ajuns acolo doar în momentul convertirii tale. Mulți consideră că crucea este momentul în care, atunci când l-ai cunoscut pe Hristos, păcatele tale sunt iertate și, din momentul acela, intri în profuzimile Lui. Dumnezeu, crucea te va urmări și trebuie să te urmărească, ca centru al umblării tale cu Dumnezeu, în toată viața ta. Nu meritam niciodată o asemenea atenție. Nu meritam niciodată o asemenea milă. De ce? De ce s-a îndurat de mine Hristos? Ce am putut face eu bun în universul acesta, în lumea aceasta, să primesc mila Lui, sângele Lui? Niciunul din noi nu merita. Despre asta vorbește deschideți cuvântul lui Dumnezeu la 1 Corinten capitolul 1, versetul 18. Cuvântul Domnului spune așa, fiindcă propovăduirea sau predicarea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Predicarea crucii învățătura despre cruce, asimilarea cunoștințelor despre ceea ce s-a întâmplat la cruce, este pentru tine și pentru mine, pentru noi, puterea lui Dumnezeu. Poți să declar lucrul acesta dacă ai libertatea, poți să declar împreună cu mine. Crucea lui Iisus Hristos este puterea lui, este puterea lui Dumnezeu pentru mine. Amin? Lăsați această semânță în mintea voastră și în felul acesta să priviți această învățătură. Într-adevăr, crucea lui Hristos, că sunt mai multe cruci în această lume și au fost mai mulți cu numele Isus și sunt deja mai mulți cu numele Isus în această lume, mai ales în America de Sud. Da? Dar crucea lui Hristos este una singură. Hristosul adevărat este unul singur. Mântuitorul, Salvatorul este unul singur. Mesia este unul singur. Acela este Isus. Dacă noi nu cunoaștem voia lui Dumnezeu, putem rătăci în voia noastră sau în voia altora. Cu cât ești mai conștient de voia lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, cu atât vei umbla mai bine și vei avea parte de roadele pe care Dumnezeu le-a promis în cuvântul său. Amin unul din versetele pe care eu le întregesc, dar și care m-au provocat în slujire, este Osea 4 cu 6, care spune că poporul piere din lipsă de cunoștință sau viziune. Neavând o perspectivă și perspectiva lui Dumnezeu, tu poți pieri. Nu se pune întrebarea dacă vei pieri, ci întrebarea se pune când anume vei pieri. Avem nevoie să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Cum este voia lui Dumnezeu? Roman 12, cu versetul 2, spune: Voia lui Dumnezeu este. Amin. Voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Acesta este filtrul prin care eu trebuie să văd viața. Acesta este filtrul prin care eu trebuie să văd umblarea mea. Întotdeauna, când eu întâmpin altceva decât ceea ce Dumnezeu îmi spune în cuvântul său, eu trebuie să mă opresc. Și să încep să analizez viața altora. Corect. Încep să-mi analizez viața mea. Mă uit, Doamne, dacă Tu ai promis că voia Ta este bună, plăcută și Cornilescu spune de săvârșită, dar este uh, uh, bună, plăcută și completă. E completă. Voia lui Dumnezeu cu privire la viața Ta este completă. Nu trebuie să adaugi nimic. Ai tot ceea ce ai nevoie în voia lui Dumnezeu. Dar spuneam de multe ori că voia lui Dumnezeu nu este ca o pară mălăiață în gura pocăiților, ea nu pică de undeva din cer. Eu știu că în închinare trebuie să stai cu mâinile ridicate, dar cu gura proclamând, vorbind cu Dumnezeu și așa mai departe, da? Nu cade din cer voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu se cere. Iisus ne-a învățat într-o rugăciune care noi o numim rugăciunea domnească Tatăl nostru și spune, voia ta care este în ceruri să se facă pe Pământ, Dumnezeu a făcut tot ceea ce ai nevoie și tot ceea ce este necesar pentru viața ta. Este complet, este scris în ceruri. Precum spune și Pavel în Efeseni capitolul 1. Toate binecuvântările, tot felul, toate tipurile de binecuvântări sunt în cer și noi am fost binecuvântați cu ele. Și când mă gândesc la rugăciunea Tatăl nostru, la, rugăci la modul în care Isus mă învață să mă rog, eu îi spun, acele binecuvântări le cer pentru viața mea. Doamne, nu voia mea, nu ceea ce trăiesc eu, nu ceea ce spun alții că ar fi voia ta, ci voia ta din ceruri scrisă cu mâna ta pentru mine. Aceea vreau să o trăiesc. Amin? Și când noi vorbim despre cruce, trebuie să aveți în minte lucrul acesta. Nu vorbim despre un obiect. Nu vorbim despre un simbol. Nu vorbim despre un semn. Ci vorbim despre un eveniment istoric, este evenimentul care a marcat această lume și o va marca pentru totdeauna. Amin? Pentru că noi vom fi în cer, o veșnicie, spune veșnicie. Trebuie să-ți implantezi, să spui, să-ți să plantezi în mintea ta această sămânță, acest cuvânt. Veșnicie, o veșnicie. Voi fi în cer, conștient că este putere, a fost putere în crucea lui Hristos și va fi putere care te va menține acolo. Amin? Vorbind despre un eveniment. Primul punct. De ce crucea lui Hristos? De ce crucea lui Hristos? În scriptură, dacă ai să citești de la cap la coadă, dacă te uiți cu mare atenție, există un fir roșu. Există o centralitate a crucii. O centralitate pe acest eveniment. De la început, de când omenirea a intrat în probleme, prima acțiune pe care Dumnezeu a făcut-o cu omul, în momentul când el a păcătuit, când el a fost despărțit de Dumnezeu, prima acțiune care o face este să ne îndrepte ochii spre cruce. Omul a început să facă ceea ce va face până când pământul ăsta se va termina și noi vom fi luați. Și anume. Să caute soluții, să caute căi adiacente prin care să-și rezolve problema. Frunze. Asta a făcut. Adam și Eva s-au acoperit cu frunze. Și Dumnezeu a mers mai departe. Le-a arătat că nu prin putere omenească, nu prin lucruri care se uh, usucă și se distrug, nu prin forțări omenești, ci prin ceea ce El va realiza când? La cruce. Și a, pentru prima oară curs sânge în istoria omenirii, ducând cu privirea către jertfa lui Hristos de la cruce. Încă de la începuturi, Dumnezeu a zis, soluția ta, soluția ta, soluția ta, soluția ta, soluția mea, soluția omenirii este jertfa pe care eu o voi aduce. Amin? Asta a făcut-o și cu Avram, I-a -a, -a făcut foarte clar, soluția pentru ca tu să te multiplici, soluția ca tu să intri în promisiunile pe care ți le-am dat, este să curgă sânge, dar nu din mâna ta. El a trimis jertfa. Și pe parcursul Scripturii și nu la voia întâmplării, undeva pe la mijlocul Bibliei, undeva prin Isaia 53, profeția care vorbește despre jertfa lui Hristos, Lumea caută prin tot felul de metode pacea lăuntrică. Merg în tot felul de țări, merg la tot felul de mănăstiri, fac tot felul de lucruri să aibă pacea lăuntrică. Pacea este în jertfa lui Hristos. Este putere în crucea lui Hristos. Amin? Este putere. Putem vedea lucrul acesta în Sfânta Scriptură și pentru Pavel lucrurile astea erau foarte clare. În 1 Corinteni, capitolul 2, dacă vom citi de la versetul 2, unei biserici care trăia în supranatural, bineînțeles, nu vorbim despre modul în care trăiau acel supranatural, îl aflăm undeva în capitolul 14, cum Dumnezeu pune o rânduială în biserica aceea, dar culmea, acolo erau și cete, dezbinări, acolo erau și probleme de curvie, și cu toate acestea, Duhul Sfânt lucra. Cuvântul Domnului spune așa, în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 2. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și El răstignit. N-am avut de gând să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și jertfa de la cruce. N-am avut de gând să știu nimic altceva decât persoana lui și acest eveniment unic. Problema cea mai mare a creștinătății este că raportarea noastră la cruce o facem doar în momentul pocăinței. În momentul când ne întoarcem la el, în momentul când suntem născuți din nou, vorbim despre iertare, vorbim despre cruce, la evanghelizări pentru că considerăm că oamenii nu pot intra pe o altă poartă decât pe această poartă strâmtă care este Hristos și jertfa sa. Dar ți-ai pus vreodată întrebarea de ce Hristos spune că dacă cineva nu-și ia crucea, nu poate fi ucenicul meu. Ce înseamnă crucea pentru tine? Ce înseamnă crucea pentru mine? Crucea aceea care trebuie eu să o port zilnic, pe care Hristos o menționează să o port zilnic, nu este suferința. Nu este, o, Doamne, vină cât mai repede să ne, ne după acest pământ care este un iad și așa mai departe. Hristos zice că în lumea aceasta ne dă o bucurie care este... Începe cu D. Deșartă, rău de tot. De plină. O bucurie deplină, Nu cum o dă lumea, ci El ne dă o bucurie deplină. Când? În viața veșnică. Vom domni în viață. În viața veșnică sau în aceasta? În aceasta. Sunt multe alte promisiuni pe care cuvântul ni le dăm, dar ele sunt mai mult un efect al unui principiu foarte clar. Dacă vrei să fii ucenic, ce înseamnă un ucenic? Unul care pășește pe acolo unde a pășit maestru. Unul care îl copiază, face tot... Ceea ce a văzut la Maestru preia și devine parte din viața lui. Ucenic este numele de creștin, spune că s-a dat prima oară ucenicilor, cei care îl urmau pe Hristos. Când și-au deschis, uh, și deschis gura apostolei, cei din jur au știut că au umblat cu Isus. Ucenic este să faci ceea ce a făcut Hristos, să umbli împreună cu Hristos, după Hristos, călcați pe urmele mele pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Ce aroganță! La Pavel, nu? Ai avea curajul să spui altora lucrul ăsta? Calcă pe urmele mele. Vai! Eu cred că acesta este standardul. Să ai curajul și îndrăzneala să spui altora de ceea ce se întâmplă în viața ta cu adevărat. Calcă pe urmele mele, pentru că eu știu că eu calc pe urmele lui Hristos. Crucea pe care El ne spune să o luăm nu este ceea ce ai învățat în școala duminicală, ceea ce ai învățat prin cărți sau prin predice, este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nimic altceva decât Isus, persoana lui Isus și evenimentul de la cruce. Aceea este crucea. Să ții bine cuvântările pe care Hristos le-a împlinit pentru viața ta. Oameni buni, de iertare, ai nevoie zilnic? Da. Unii dintre voi, da. Ai nevoie zilnic? Da. De protecție ai nevoie zilnic? De autoritate ai nevoie zilnic? Unde sunt ele împlinite? Când sămânța va venit, când el a zis, s-a sfârșit, a zdrobit capul șarpelui. E o centralitate a crucii în Sfintele Scripturi. Și Pavel spune foarte clar, nu am avut, nu este un motou sau o frază pe care el a postat-o pe Facebook în săptămâna aceea, înțelegeți? Și a citit-o, nu știu, la, probabil la Petru. El dăduse șer de la Iacov. Și așa au șeruit toți și Pavel când spune asta, făcea parte din viața lui, spune Eu nu vreau să știu nimic altceva între voi decât pe Isus Hristos și El răstignit. În momentul când noi avem lucrurile acestea în viața noastră, din nou și din nou, zi după zi, în fiecare zi, de dimineață, spun Iisuse, depinde crucea ta, se depinde jertfa ta, se depinde tine, de persoana ta. Dintr-o dată, în tine, curge din nou acea ungere, unii nu știți ce înseamnă acest cuvânt ungere, curge acea prezența a lui Dumnezeu, acea manifestare a gloriei lui Dumnezeu. Nu sunt lucruri despre care să povestim nepoților noștri sau copiilor noștri să spunem aaa, 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 Piule, ne poate! Când eram eu tânăr, era un bonche din asta. ce ungere mare era atunci! Am trăit-o și eu când am ascultat predica. Asta e viziunea Asta e așteptarea? Asta e visul tău? Ai venit să semnezi condica la biserică? Încă o duminică împlinită înainte de masă? Ca să ne pice bine? Prânzul că, na, dacă nu mergi la biserică, ai nodul în gât. Și să curgă mai bine, vii la biserică, ridici mâinile, puțin sport. Nu există creștinism fără persoana lui Hristos și jertfa lui Hristos. Punct. Restul e religie. Poți să-i numești, și nu, nu vorbesc despre biserici tradiționale, vorbesc despre orice tip de biserică. Când Hristos piere din centralitatea închinării, din centralitatea cuvântului, din centralitatea slujirii, când, când El lipsește de acolo, El și jerfa de la cruce, puterea crucii, poți să spui mare semn de întrebare. Satan știe lucrul acesta. Pentru Pavel, lucrurile erau clare. Nu vreau să știți nimic altceva decât pe Iisus Hristos și El răstinit. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Tot timpul el se raportează la jerfă. Amin? Galaten 6, cu versetul 14, cuvântul Domnului spune așa. În ceea ce mă privește departe de mine, gândul să mă laud cu altceva decât cu... Crucea, mă, iertați-mă, eu știu că lucrul ăsta să te cu crucea lui Isus într-o biserică evanghelică, e cam Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos prin care lumea este răstinită față de mine și o față de lume. Crucea generează moartea aceea care trebuie să o ai, nu aceea spirituală pe care nu trebuie să o ai. Moartea de sine. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cum? Mergând împreună cu El la cruce. Atât de multe se regăsesc în acest eveniment. Crucea lui Hristos. Crucea lui Hristos. Ne e frică de semnul crucii ca dracu de aghiazmă. E adevărat, nu cred într-un război spiritual. Plup, pleacă diavolul de la mine. Nu cred într-un astfel de război spiritual. Dar semnul crucii în Biserica primară a fost foarte clar. Pe ușori, ușii oamenii își puneau semnul crucii. Sunt dovezi istorice. Unul dintre apologeții primelor secole, din biserica primară, pe nume Tertulian, spunea în cărțile sale că înainte să se înceapă lucru, orice credincios își marchează pe instrumentele sale de lucru, își marchează pe animalele sale, pe copiii săi, pe, pe casă, cu un delemn semnul crucii. Nu vorbim despre un semn, dar chiar cred că atunci când tu știi ce înseamnă jerfa de la cruce, când tu îmbrățișezi jerfa de la cruce, când tu umbli cu jerfa de la cruce zilnic, diavolul este teamă. Diavolul este teamă. Satana știe de însemnătatea crucii. Satana știe lucrul acesta. Satana nu a putut opri crucea. A încercat. A încercat. De la început a încercat. Prima dată a încercat direct cu Isus. Satana versus Isus. A fost un meci grozav în deșert, în pustiu. I-a oferit totul. I-a oferit tot ceea ce noi în această viață plătim cu prețul sănătății noastre ca să avem bogățiile Pământului. Averi. Case, mașini, nu sunt rele. Dar când ele devin un obiectiv, deja inima ta i-a fost acordată Mamonei. Nu-l poți sluji și pe Isus și pe Mamona. Nu poți face lucrul acesta. De aceea trebuie să ne gândim. Confruntarea dintre diavol și Isus a fost pe niște principii. Foarte clare, care din nou și din nou se vor regăsi în viața ta. Să știi foarte clar cu ce a fost ispitit Isus în pustie de către diavol, diavolul te va ispiti pe tine pe tot parcursul vieții. Cu aceleași lucruri. Cu aceleași lucruri. De ce a refuzat Isus tot ceea ce i-a oferit diavolului? De ce nu s-a îndoit de identitatea pe care o avea de Fiul lui Dumnezeu? de ce a refuzat bogățiile pământului? De ce nu l-a ispitit pe Dumnezeu? De ce? Pentru că avea în fața sa o viziune. Crucea avea o viziune de la care nu și-a deslipit ochii. N-a reușit satana, a venit Petru. Și Petru i-a zis foarte clar, nu cumva să faci una ca asta departe de tine așa ceva. Ne distrus tot planul, toată cariera. Deja mă vedeam prim-ministru în guvernul tău. Așa gândeau ei, în termini aceștia. Și Isus a întors și a zis, înapoi a mea satan. A identificat, pentru că el știa că satan va încerca din nou și din nou și din nou și din nou, nou să-l oprească. După aceea Iisus a mai avut un dușman cu care s-a bătut tot în, în, care a stat în calea drumului său către cruce. Propriile sale emoții. Propriile sale emoții. În grădina Ghețiman a stat acolo și l-a cuprins frica. Hristos știe ce înseamnă sentimentul de frică de viitor. L-a trăit. Știa ce, ce urmează, îl îngrozea gândul, erau mari implicații acolo și cu toate acestea Isus a spus Doamne, voia Ta și nu voia mea pentru că avea o viziune clară, crucea știa că în, mergând la cruce prin jerfa sa, prin suferința sa, prin tot ceea ce lua asupra lui tu vei beneficia pe veci tu, 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 mii, sute de mii, sute de milioane de oameni vor beneficia pe veci prin acțiunea crucii. Și l-a zis, nu o să le iau așa ceva. Nu o să-i privez de o asemenea binecuvântare. De ce crucea nu este de lepădat? Dacă e să te lauzi cu ceva, te lauzi cu crucea lui Hristos care vorbește despre incapacitatea ta de a face ceva și despre capacitățile lui de a realiza totul în viața ta. Amin? Despre asta vorbește crucea. Și diavolul știe lucrul acesta. Bineînțeles, răstignit pe cruce, oamenii spuneau, de-te jos! Încercau! Și a mers până la capăt. Slavă lui. Amin? Ok, Satan n-a mai putut opri crucea, dar, 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 întotdeauna va face un lucru va lupta să minimalizeze sau să fie ignorant cu privire la evenimentul crucii. Ignoranța te duce în același loc cu respingerea. Diavolul nu zice, ok, el a fost ignorant, n-a avut timp, a fost așa superficial, dar ăsta care împotriva împotrivă lui, dăm. Da. Diavolul nu face clasamente de genul ăsta. Diavolul face așa, ai lui și ai mei. Simplu. Și tu poți decide. Tu poți decide în ce tabără să te afli. El a făcut tot. Hristos a făcut tot. Întotdeauna oamenii vor fi împiedicați. De aceea Pavel spune că armele cu care luptăm noi nu sunt arme firești, ci sunt arme spirituale, supranaturale, adică cuvântul vestit care dărâmă întăritură din mintea noastră de cei care stau împotriva cunoașterii, primirii Evangheliei. Evanghelia despre ce vorbește? Despre Isus Hristos. Și ce a făcut El? La cruce. Despre persoana Lui și puterea crucii. Și când tu le primești, când tu ai acest start și vreau să faci o analiză cu privire la viața ta și cu privire la viața celor din jur, uite-te la viața oamenilor care merg așa, și la viața oamenilor care merg așa. v a plăcut breakdance, nu? L Am făcut la viața mea. Uh, și n-am glumit. Și nici nu mă pune să vă arăt. Ok. Pe vremea aceea erau tricourile invers. Da. Uh, oameni buni, uitați-vă la viața celor care se duc în jos, după aceea iar se urcă, iar se duc și nu au o creștere constantă. Și când vorbesc de creștere constantă, nu vorbesc despre o creștere care nu experimentează falimentul, nu experimentează uh, un eșec și așa mai departe. E problema dacă tu ești sus și e jos, ești sus, e jos, unii, o majoritate sunt foarte jos. Eu am fost uimit să văd în diverse contexte cei care poartă numele lui Hristos că sunt legați o sumedenie de păcate. Sunt robe ai păcatului. De ceea ce eu am, scăpat prin jerfa de la cruce, ei încă trăiesc purtând numele de copil al lui Dumnezeu. Am văzut credincioși care numesc o binecuvântare faptul că în ei se află o legiune. Am întâlnit credincioși care îi spun celui epileptic, din care Hristos a scos un drac, îi spun că e o boală cu ea să trăiască are o problemă, un scurt circuit între neuroni. Hristos a scos draci la ceea ce noi numim boli. Hristos a scos draci, poate, din ceea ce noi numim în unele cazuri, și sublinez în unele cazuri, depresii. Învăluiți în duhul de moarte, cu gânduri de moarte, cu gânduri de sinucidere, nu există tratament psihiatric pe tema asta ci există autoritate în numele Lui Iisus Hristos. Amen. Și asta nu vă spun din povești, vă spun din ceea ce am trăit și trăiesc. Punct. De ce, oameni buni? Pentru că nu cred în puterea crucii. Puterea crucii este undeva unde ei au tras un bancomat, au luat lozul cel mare pentru cer și la revedere. Și trăiesc o viață de epavă, spirituală. Nu la asta ne-a chemat Hristos. Veți fi ca niște rahitici, bolnavi, cancerigenți spiritual în carul meu de biruință. Nu? Poate trebuie să introduce și noi când în aia, sunt un vierme și așa mai departe. În niciun caz. Noi predicăm crucea lui Hristos și persoana lui Hristos. Amen. Cu cât Hristos crește în ochii noștri, cu atât puterea păcatului din viața noastră va scade. Amen. Eu nu am trecut prin cei cinci pași de eliberare de subrobia păcatului. Pur și simplu am primit pe Hristos în plinătatea sa și mulțumesc și binecuvântez pe aceia care undeva pe o stradă au stat cu o chitară în mână și l-au predicat pe Hristos în toată plinătatea sa. Ca altfel și astăzi aș fi fost în același punct al robilor. Al robilor. 2. Înțelege corect crucea lui Hristos. Înțelege corect crucea lui Hristos. Dacă nu pleci la drum și să înțelegi că există un conflict da? dintre ceea ce trăiesc credincioși și realitatea spirituală, că există o doctrină a cerului și o doctrina a pământului. Că tu trebuie să te acordezi la ceea ce Tatăl din ceruri a gândit cu privire la viața ta și nu la ceea ce vezi în jurul tău. Dacă noi ne acordăm doctrina, crezurile, în conformitate cu ceea ce vedem în jurul nostru, am fi de plâns. Roman 5 cu 17, Cuvântul Domnului spune așa. Este iarăși un verset care, care mie îmi place, pentru că iarăși vorbește de ceea ce Hristos a realizat la cruce. Dacă deci prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, Roman 5 cu 17, a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea, spune în toată plinătatea. Deci, nu pentru toți. Ai făcut diferența. Este doar pentru aceia care primesc în toată plinătatea, în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, ce se vor întâmpla cu aceștia? Vor domni în viață prin acela unul singur care este Isus Hristos. Chemarea, viziunea Tatălui, perspectiva Tatălui cu privire la, la tine este ca prin ceea ce El a realizat prin Fiul Său la cruce, ceea ce El a transmis ca binecuvântări ca să se împlinească în viața ta. Dacă tu le primești în toată plinătatea, Rezultatul va fi: vei domni în această viață. Adică vei fi deasupra circumstanțelor și nu sub conducerea circumstanțelor. Vei fi deasupra problemelor și nu condus de probleme. Nu vorbim despre faptul că nu vei avea probleme. Este o promisiune pe care însuși Hristos a dat-o. În lume veți avea. Mai pune și multe. Multe necazuri. Multe necazuri. Câți dintre voi au trăit câteva necazuri? Vă dau o veste bună. Mai vin. Mai vin. Dar versetul nu se termină acolo și el spune, dar îngrăsniți pentru că eu am biruit. Există un conflict între ceea ce a gândit tatăl, a gândit fiul și Duhul Sfânt când au transmis cuvântul și ceea ce noi trăim. Dacă nu avem o continuă căutare, o continuă dorință de a fi acolo unde El a pregătit să fim, pe acest pământ, și nu vorbesc de veșnicie, vom trăi nu domnind, ci altcumva. Există un conflict Trebuie să cauți, trebuie să-ți dorești. Doamne, vreau să te cunosc pe tine. Vreau să te cunosc pe tine. Păcatul din viața mea a fost învins și eram rob, știu ce spun. Eram rob. Și a fost învins prin faptul că l-am primit pe Hristos în toată plinătatea sa. Nu este o evanghelie a prosperității? Astea sunt prostii pe care trebuie să spui mâna și afară în numele lui Iisus. Adică, cu alte cuvinte, vreau să-ți transmit, diavolul te-a mințit destul de mult ca să știe cum să te facă o epavă. Pentru ce te numești credincios? Pentru ce te numești creștin? Că mergi la biserică? Am văzut în predica de pe munte. Mulți vor spune în ziua aceea. Doamne, nu ți-am zis noi. Doamne, doamne. A, mai sunt și categoria de activiști. Au scos draci, au vindecat. Plecați că nu vă cunosc, că ați lucrat fără de lege, de capul vostru. Nimeni nu poate fi ucenicul meu decât dacă și a crucea. Amin? Înțelege corect crucea. Există acest conflict între ceea ce noi trăim, între ceea ce noi trăim și ceea ce El a promis, da? dar cerem ca voia Tatălui să fie împlinită. Amin? Doar câteva versete. Ioan 14 cu versetul 1. Eu 14 cu versetul 1. Vă citeam din Luca. Și zic, măi, nu se potrește, le-am citit acasă doar. Ok, să nu vi se inima vă o provocare de sinceritate. Câți dintre voi au trecut prin ultimul timp sau în ultimul an sau în 2016 printr-o stare în care inima v-a fost tulburată? Mă lasă, un moment de sinceritate. Deci suntem toți, ok? Bun, poți să spui, mă numesc Fânăr Șerban și am avut inima tulbure. Cum? Da. Ok. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Amin. 16 cu 33. V-am spus lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, eu am biruit. Amin. 2 Corinteni. 2 cu 14. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință, în Hristos și care răspândește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței lui Dumnezeu. Oameni buni, n-ați vrea să aveți parte de lucrul acesta. Oriunde te duci, răspândești mireasma cunoștinței lui Dumnezeu. Dar ca să răspândești mireasma cunoștinței lui Dumnezeu fără a avea cunoștință, nu prea se poate. Deci avem nevoie de cuvânt. Avem nevoie să ne umplem de cuvânt. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Amin? Punctul 3 și ultim. Crucea lui Hristos are putere. Amin? Crucea lui Hristos are putere. Când ni se spune în Roman 5 cu 17 că dacă primim toată plinătatea Harului, despre ce plinătatea Harului vorbește? Înseamnă că poți să iei doar câteva. Harul despre ce vorbește? Faptul că nu puteai să ajungi în cer dacă Hristos nu plătea pentru tine. Dacă nu curgea sânge de Fiul de Dumnezeu. Nu puteai ajunge în cer. Nu meritai ca acest sânge să curgă. Și cu toate acestea, a fost plătit, ți-a fost dat gratuit și tu să-l primești. Asta este o porțiune cu care toți suntem de acord. Amin? Este scris în Isaia 53. Amin? Dar ce facem cu restul? Ce facem cu acel pasaj din Matei, capitolul 8? Când spune de la versetul 16 și 17, seara au adus la Isus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și i-a vindecat pe toți, pe toți bolnavi. De ce? Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia care zice el a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Adică cu alte cuvinte, același pasaj care tu îl folosești doar pentru pace, pentru boli emoționale, pentru iertare, în primul rând, de a ajunge în cer, același pasaj din Isaia 53 vorbește despre vindecare, despre eliberare. Unde sunt lucrurile acestea? Unde sunt lucrurile acestea? Se mai întâmplă ca să mai scoatem dragi din oameni în momentul când vin la pocăință. Mai avem contexte în care îi pregătim și îi învățăm pe credincioși că pot avea în ei influențe demonice, legături. Ce înseamnă o legătură? Că nu poți face, nu te poți duce acolo unde vrei să mergi din cauza că există ceva care te leagă și te ține în loc. Îi mulțumesc Domnului, din nou, pentru o Evanghelie de plină și neciuntită. Vindec în ziua mântuirii mele, eliberat de păcate, iertat de păcate, vindecat de inimă, eliberat de ocultism, în ziua păcăinței mele. De aceea nimeni nu mi-a putut opri alegerea, pentru că știam ce s-a întâmplat în ziua aceea. O ce zi care s-a ridicat împotriva, știam că nu poate sta în cale, pentru că știam că l-am întâlnit pe Isus. Când îl vestim pe Isus și îl dăm pe Isus jumătăți de măsură, nu te poți aștepta ca oamenii să domnească în viață. Nu te poți aștepta. Trebuie să primească plinătatea. Ok, bun. Asta s-a întâmplat în momentul pocăinței, dar ce credeți? S-a mai întâmplat pe de -a curs, pe, în cei 20 și ceva de ani de pocăință s-a mai întâmplat să mai am parte de liberare. O, da! O, da! O, da! De amărăciune, de neiertare, pentru că învățăm din Evanghelie zice Iisus că tot așa va face Tatăl vostru celor care nu iartă. Ce anume? Îi va da pe mâna chinuitorilor. Fără iertare, fără, fără să, să fii liber. De, de, neiertare. Ești prins în lanțurile chinuitorilor. Amărăciunea să ridică în tine. Te înveninează pe tine și înveninează pe ceilalți. Și te trezești cu o viață întreagă, stai și te învârți în jur acelorași subiecte fără să te ocupi de cele pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru tine. O, da, se mai pot întâmpla tot felul de lucruri în viața noastră, în înaintarea noastră, care să te lege. Nu ești chemat să-i târii după tine pe tovare și tăi care trebuie să scoși afară. Diavolul când iese dintr-un om, ce va face? Merge în locuri pustii și se întoarce. Și se uită acolo dacă casa este goală și bineînțeles sunt multe interpretări și învățături despre ce înseamnă casa goală, că Isus nu este în interior și așa mai departe. Dacă crezi într-o siguranță a mântuirii, Hristos este prezent în tine prin Duhul Sfânt. Amin? Ești pecetluit cu Duhul Sfânt. Dar ce înseamnă o casă goală pentru un hoț? Că mai sus era vorba de hoț, da? Iisus îl ilustrează pe, pe diavol ca un hoț. Ce înseamnă pentru un hoț o casă goală? Și asta nu vă spun din propria experiență. Din ce vă și eu la știri. Ce înseamnă? O casă nepăzită. O casă goală nu are un proprietar care să o păzească. De aceea Pavel spune când în viața aceasta vom fi în circumstanțe, în Efesim, capitolul 4, 8, cu 18 spune, vom fi în circunstanțe care ne vor expune, circumstanțe în care emoțiile noastre vor fi anapoda, e ok să te mâni, e ok să, să ai probleme emoționale, dar dacă rămâi în ele, oferi prilej diavolului. Și cuvântul prilej în greacă înseamnă topos de la topografie, de acolo este împrumutat acest cuvânt topografie, din topos, care înseamnă loc bine definit. Adică cu alte cuvinte le spune Pavel credincioșilor, aveți grijă cu emoțiile voastre, aveți grijă ce se întâmplă în voi, aveți grijă cum vă administrați momentele de furie, pentru că în momentul acela ai deschis loc pentru cel rău. Deci cât timp vei avea nevoie de eliberare, de exprimare a autorității, că tot în cruce, se află toată viața. De aceea, cine nu și-a crucea, zilnic, nu poate fi ucenicul lui Hristos. Adică cine nu ia plinătatea lucrurilor realizate la cruce de Isus pentru tine, nu poate să-L urmeze pe Isus. E clar. Nu este o opțiune. Ci o chestie vitală pentru viața ta. O chestiune, crucea este o chestiune vitală. Predicarea crucii este o nebunie pentru cei ce se află pe calea pierzării. Dar pentru noi, pentru noi cei care suntem pe calea salvării, cei care înțelegem salvarea, este puterea lui Dumnezeu. Și cuvântul acolo, putere, este dinamis. Dunamis este același cuvânt folosit și în fapte 1 cu 8 când spune că Duhul Sfânt când va veni vă va da putere. Este același cuvânt. Când Duhul Sfânt va veni vă va da putere. Crucea, învățătura despre cruce este putere. Dunamis. Și dunamis înseamnă da, manifestarea cu forță, o manifestare extraordinar, foarte vizibilă, cu impact, în jur. Asta înseamnă dunamis. Ceva care nu face bum, Ceva ce face și se duce. Da? Șoc, unda de șoc. E ceva care se vede. Puterea crucii, oameni buni. În momentul, eu am așteptarea să se întâmple lucrurile astea în biserica noastră. Am așteptarea că atunci când se predică despre jertfa lui Hristos, demonii să fie scoși atât de tare la iveală încât nu mai pot sta în oameni. Amin? Să nu mai trecem pe acolo, cum spunea un pastor penticostal, zicea, o frate, dacă ai ști câți draci am botezat, și zice, fac referire la dracii care erau un oameni care îi boteza. Îi trebuie scoși afară. Amin? Este chemarea noastră să trăim în biruință. Este chemarea noastră să domnim în această viață. Nu oricum, îmbrățișând persoana lui Isus. Și crucea. Este putere în numele lui Isus? Este. Este putere în cruce? Este. Amin.